Bilanțul cutremurului devastator din sud-estul Turciei și nordul Siriei se apropie de 600 de morți. Mulți oameni au murit după ce clădirile în care locuiau s-au prăbușit în totalitate. Mulți alții au rămas blocați sub dărâmături. Amploarea dezastrului este atât de mare încât bilanțul victimelor se schimbă de la o oră la alta. Acesta este cel mai puternic cutremur înregistrat în Turcia în ultimii 80 de ani. Aproape 600 de oameni au fost până acum confirmați decedați în sud-estul Turciei și în nordul Siriei în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter, care a avut loc în această dimineață. Alți 3.000 de oameni au fost răniți, însă autoritățile ambelor țări se așteaptă ca numărul victimelor să crească, mai ales că mulți oameni au rămas blocați sub dărâmături. În Turcia, seismul a afectat cel puțin 10 orașe, peste 1700 de clădiri prăbușindu-se, în unele cazuri cu tot cu locatari în ele. Serviciile de intervenție caută acum supraviețuitori. Cutremurul a fost resimțit și în Cipru, Liban și Israel, iar în Siria a cauzat incendii puternice. Seismul a avut loc la o adâncime de 18 km chiar lângă orașul Gaziantep și a avut deja 10 de replici care au dus la prăbușirea mai multor clădiri. Iar potrivit datelor, acesta ar fi fost cel mai puternic seism pe care Turcia l-a experimentat din 1939 încoace. Guvernul turc a trimis în zonele afectate echipe de intervenție din alte zone ale țării, însă și Statele Unite, Israel, România și chiar Ucraina au reacționat la dezastru și au oferit deja asistență. În plus, în zonele afectate a fost declarată starea de urgență, iar populației s-a interzis să folosească telefoanele mobile, astfel încât să le poată permite serviciilor de intervenție să se coordoneze. Turcia se află într-una dintre cele mai active zone seismice din lume. Cel mai devastator seism de până acum a fost cel din 1999, în urma căruia au murit numai puțin de 17.000 de oameni.